Meci de dezbatere spectaculos astăzi la Colegiul Național Pedagogic Ștefan Dobleja. 6 tineri pasionați de dezbatere, care fac parte din clubul Puterea Cuvântului, le-au demonstrat colegilor lor cât de importantă este înfruntarea ideilor. Aceștia au participat la numeroase turnee de unde s-au întors victorioși. Între participanți s-a aflat și o tânără care face parte din lotul internațional. Minutele acordate, echipa Guvernului o să vă convingă de ce moțiunea propusă trebuie implementată. Pentru a asigura bunăstarea individului de azi și a adulților de mâine. Mai întâi, trebuie să înțelegem mai bine subiectul și să ne luăm un moment în care să ne întrebăm de ce moțiunea aceasta trebuie propusă. Copiii și tinerii de azi se confruntă cu o comunicare deficitară, cu izolare și cu nesiguranța de sine și de cei din jur. Și cu lipsa comunității și a anturajului benefic în dezvoltarea lor. Valoarea noastră, valoarea pe care o să jucăm noi astăzi, este bunăstarea individului, atât fizică, cât și psihică și profesională. Elevii de la Colegiul Național Ștefan Dobleja au organizat un meci de dezbatere la care au asistat numeroși colegi. Între participanți s-au aflat doi tineri care au mers în vara aceasta la Olimpiada Națională de Dezbatere, Tinerii Dezbat, și care au jucat semifinala. Datorită prestației deosebite din concurs, Maria Bobiț a fost inclusă în lotul țării noastre. Este o dezbatere academică, adică o discuție moderată între două echipe și în România e ceva mai nou decât în alte țări, totuși și la noi a început să prindă o tradiție și tocmai de aceea noi încercăm prin acest meci să o ducem mai departe și în liceul nostru. De cât timp faci asta? Din 2019, adică de când am intrat în liceu. Cât de greu ți-a fost? Adică trebuie să știi destul de multe informații. La început, într-adevăr, a fost ceva mai dificil, dar pe parcurs am învățat din ce în ce mai mult, mi-am dezvoltat aceste aptitudini și în momentul acesta o fac 100% din plăcere. Până acum am participat la două turnee care au fost făcute între mai multe județe din Oltenia și din Banat și la Olimpiada Tinerii Dezbat la etapa județeană, la care am luat și locul 2 pe județ ca și echipă. Să-mi spui ce înseamnă aceste meciuri pentru tine? Pentru mine aceste meciuri sunt o posibilitate în a mă dezvolta ca și persoană și ca și parte de intelect, deoarece munca de debate te pune să cauți lucruri care, în mod normal, poate nu te-ar interesa, adică te-ai limitat doar la ce se predă la școală. Până acum am participat la mai multe competiții, multe au fost online, deoarece, odată cu COVID-ul, am intrat și noi tot în online, pentru că a trebuit să ne antrenăm într-un anumit mod și când am fost. Eu m-am apucat în 2020, iar primul meu meci de dezbateri a fost de fapt pe alt format, nu pe ăsta pe care jucăm acum. Și meciul pe care o să-l jucăm astăzi este față în față, ceea ce este foarte bine, pentru că simt că te poți conecta mai mult cu publicul. Moțiunea pe care o să dezbatem astăzi este că sporturile individuale sunt mai bune decât cele de echipă. Meciul a fost intens. Fiecare echipă s-a străduit să demonstreze că are cele mai bune argumente și cea mai bună strategie. În prima parte a cazului meu o să contraargumentez ce ne-a spus primul vorbitor al guvernului. În primul rând a spus că scopul unui sport este de a te dezvolta, un individ să se dezvolte. Noi considerăm că te poți dezvolta mult mai simplu și este mai benefic pentru tine să te dezvolți dacă lucrezi singur, pentru că în acest caz poți să-ți observi punctele tale și punctele slabe, adică calitățile și defectele tale. Dar ce într-o anumită echipă îți sunt puse în valoare doar anumite calități. Publicul a fost entuziasmat, iar meciul s-a bucurat de succes. De altfel, în urma meciului, zeci de colegi și-au arătat dorința de a deveni membri ai clubului Puterea Cuvântului.